Până. Revin cu un clip despre două experiențe din cimitir. Sper să vă placă. Haideți să-i dăm drumul. În copilărie, multe din rudele mamei au locuit într-un sătuc la jumătate de oră distanță de noi. Îi spun sătuc pentru că trăiau acolo maxim 400 de persoane. Una din verișoarele mele și soțul ei locuiau într-o mică căsuță. În spatele casei era o grădină îngrădită. Dincolo de aceasta era un drum de pământ, apoi urma un câmp și în capătul acestuia cimitirul local. Aveam în jur de 11 ani când s-a întâmplat. Eram în grădină, adunam căpșuni și m-am uitat dincolo de câmp la cimitir. Am văzut ceva ce arăta ca o foaie mare albă de hârtie. Zbura în vânt, doar că trecea doar peste câteva morminte, încoace și încolo. Era ciudat, mai ales pentru că nu bătea vântul. Nu avea ce să țină foaia aceea în aer. Am privit-o pentru o vreme, speriată, dar curioasă. A stat în aer așa de mult timp, că am intrat în casă până la urmă să le spun verișoarei și surorii mele. Ne-am uitat afară pe geam și era încă acolo. Se pendura înainte și înapoi printre cruci. Nu avea sens. Am tras draperiile și ne-am văzut de treabă. În noaptea aceea am dormit pe canapea, pentru că nu doream să mă apropii de geamurile din fundul casei. Acum însă mă aflam sub geamurile din față de la sufragerie. Am avut numai coșmaruri și pot să jur că m-am trezit în noapte cu o fantomă deasupra mea. Se holba la mine. M-am ascuns sub pătură înspăimântată, iar somnul mi-a fost tulburat de coșmaruri pentru tot restul nopții. N-am aflat mai multe despre fenomen. Acum câțiva ani m-am dus în cimitir, dar pentru că locuința mătușii nu mai era acolo și alte clădiri au fost ridicate în zonă, n-am putut să-mi dau seama ce am văzut și unde mai exact. Ce știu este că jumătate de cimitir era pentru imigranți polonezi și cealaltă jumătate era pentru catolici. A doua poveste. Am tot citit în ultima vreme povești cu fantome și m-am gândit să vă împărtășesc pe-a mea. Știu că nu este cea mai îngrozitoare poveste. Am și câteva înspăimântătoare. Dar aceasta a fost unica dată în care am văzut o apariție cu proprii mei ochi. Mă gândesc că este un clișeu, pentru că poveștile cu fantome în cimitir sunt clasice. Câteva lucruri despre mine. Am crescut la țară. În perioada în care am trăit la țară, au avut loc o groază de ciudățenii. Extraterestri, fenomene paranormale. Am locuit într-o casă înconjurată de câmp și pădure, fără cablu sau internet. Nu erau foarte populare pe atunci oricum, așa că mi-am petrecut mai tot timpul pe afară. Întâmplarea asta a avut loc când eram adolescentă. Eu și cu prietena mea cea mai bună ne îndreptam cu mașina spre locul în care tata și cu amicul lui lucrau la niște fierătanii. Îi duceam mâncare. Nu erau la mare distanță, dar totuși ca să ajungem unde se aflau, trebuia să alegem între două drumuri. Unul era o șosea pavată de țară, iar cel de-al doilea era un drum lung de pământ pe care oameni rar treceau. Drumul de pământ era mărginit de copaci. De o parte și de alta acestuia erau case antice, abandonate, iar în capătul acestuia un cimitir. După ce le-am dus mâncarea, ne-am decis să o luăm pe drumul vechi de pământ, în glumă. Mergeam din când în când pe drumul acela, dar întotdeauna pe timp de zi, cu toate că ne înspăimânta și atunci. Noaptea însă încercam să stăm departe de zona aceasta. Râdeam și ne tachinam una pe alta că ne era prea frică să o luăm pe drumul ăsta. Amica mea era la volan. Vorbeam, râdeam și ascultam muzică atunci când am intrat pe drum. Urma o curbă la dreapta și ca să poată întoarce mașina trebuia să treacă cu farurile peste cimitir. Îmi amintesc că m-am uitat la morminte și atunci am văzut-o. Era o siluetă de femeie, albă din cap până în picioare. Purta o rochie albă, lungă și avea un păr foarte lung. Stătea între cimitir și pădure. M-am holbat la ea pentru în jur de 5-10 secunde înainte să dispară. Am continuat să mă holbesc la locul acela într-un încă vreo 10 secunde după aceea. Odată ce mi-am venit în fire, am realizat că mașina stătea pe loc.
nu știu de cât timp stătea așa. Eu și cu amica mea n-am fost în stare să scoatem un cuvânt. Ne-am uitat una la cealaltă, șocate. Niciuna n-a scos un pâs pentru o perioadă lungă de timp. În final, mi-am făcut curaj să o întreb dacă a văzut ceva. A spus că da, a văzut ceva. Nedorind să spun prima ce am văzut, am întrebat-o pe ea ce a văzut. Mi-a descris silueta fix cum am văzut-o și eu. Ce mi se pare curios este faptul că nu ne-a fost frică deloc. Mi-amintesc că atunci când am zărit-o, parcă lumea a încetinit. Cu toate că am ascultat muzică până să o vedem, cum am văzut-o, s-a lăsat tăcerea. Nu mi-aduc aminte nici când a încetinit mașina, oricând s-a oprit. Mi-amintesc că m-am simțit vrăjită de frumusețea pe care o radia. Încă mă mai gândesc la ea. M-am întors în locul acela de multe ori, atât noaptea cât și ziua. Însă n-am mai văzut nicio fantomă. Acestea au fost poveștile. Dacă v-au plăcut, vă rog să-mi dați like, spuneți-mi părerea voastră mai jos și dacă n-ați făcut-o deja, abonați-vă la canalul meu. Pe data viitoare!